credeți că nu mai apare nimic nou sub soare când vorbim despre mobilier, rămâneți alături de noi pentru a descoperi cea mai excentrică comodă dedicată pasionaților auto, care imită perfect o cabină de camion. Aflați dacă mai sunt la modă duminicile în familie, cu mese de sufragerie încăpătoare, cu mai mult de 80 scaune în set, dar și cum arată cele mai noi modele de canapele extensibile. O avem alături de noi pe Alexandra Ploscar, reprezentanta showroom-ului de mobilier. Bună ziua și spuneți-ne care sunt ultimele tendințe în materie de mobilier și decorațiuni interioare. Ultimele tendințe ar fi piesele mai simpliste, destul de minimaliste. Lumea nu mai caută, ca și acum câțiva ani, piese încărcate, cu foarte multe printuri, modele, pattern-uri sau așa mai departe. Caută ceva simplu, culori neutre, pentru că mi se pare că în ultima vreme oamenii văd mai greu faptul că trebuie să asorteze niște culori mai evidente, cumva. Cumva merg pe tendințe minimaliste, tocmai ca să-și pună în valoare poate un obiect de decor, dar restul decorului îl păstrează în tonuri foarte simple. Exact, își cumpără piese de mobilier în culori neutre, simple, tocmai ca să poată să decoreze și redecoreze de câte ori este nevoie. Eventual, dacă vor să cumpere pe alb sau pe crem, pot să redecoreze de oricâte ori e nevoie, cu un verde sau albastru de Serenity sau, nu știu, culori puțin mai evidente, ca să pună în evidență celelalte piese. Iar acest mod de abordare în care mobilierul merge pe culori neutre, cred că este și un mod mai necostisitor de a redecora an de an, dacă dorești. Nu trebuie să schimbi poate toată canapeaua și corpurile din living, e destul să schimbi un tablou, o vază, perdelele poate. Exact. De cele mai multe ori la acest tip de mobilier, detaliile fac diferența și atunci când adaugi ceva, de exemplu o altă culoare, în materie de decorațiune, deja se schimbă totul, e complet schimbat, e ca și cum ai intra în altă cameră. Bun, am vorbit puțin despre minimalism, dar în spatele nostru avem o piesă de mobilier, o comodă care cu siguranță nu trece neobservată. Ce este, de fapt? Mie seamănă un bord de camion. Exact. Această piesă, după părerea mea, este special concepută pentru persoanele pasionate de transporturi, de mașini, de tiruri sau camioane și așa mai departe. Am mai avut și piese mai mici, tot din aceeași colecție, care s-au vândut foarte repede. Asta e una dintre ultimele bucăți și în mare parte a fost achiziționată de persoane juridice cu firme pentru a o folosi în baruri, restaurante sau pur și simplu ca piesă de decor, nu neapărat pentru utilizare. Există și clienți care își doresc în dormitor, poate o comodă de genul ăsta? Da, mai puțin, dar există. Sunt persoane cu gusturi mai excentrice, ca să zic așa. Câte vreme această piesă de mobilier se vând, există clienți pentru orice până la urmă. Da, ideal ar fi să fie pusă într-un spațiu cât mai generos ca să poată să fie evidențiată. Da. Spune-ți-ne mai departe, ce ar fi de discutat despre tendințele în materie de mobilier alb? Este un mobilier pretențios, un alb lucios, un palme laminat? Nu neapărat. În ultima vreme se cumpără foarte mult mobilierul pe culoare albă, deoarece, după cum ziceam și mai devreme, este un stil mai minimalist, aș putea să zic, și e ușor de asortat cu orice fel de decorațiuni, o multitudine de culori. Chiar în ultima vreme a crescut cererea pentru mobilierul alb, pentru că toată lumea vrea să fie cât mai liniștită, să nu se mai complice. Lumea evită foarte mult mobilierul care are mai multe îmbinări de culori sau mai multe îmbinări de materiale. Deci nu mobilier încărcat se caută anul acesta, ci în linii simple, culori cât mai naturale. Și dacă tot vorbim de natural, ajungem la un corp de mobilier, un set de mobilier din lemn natur. Da, exact. Am putea să zicem că și acesta merge cam pe același principiu, de simplu, după cum bine observați, nu e combinat din mai multe culori, e o simplă culoare de natur, care poate fi asortată cu foarte multe lucruri, în special cu verde, după cum vedeți și în decorul nostru, deoarece da așa o, cum să zic eu, o notă fresh. Exact, o notă de, nu știu, de verdeață așa, de mai aerisit.
Da, de prospețime până la urmă și cred că, așa cum spuneați, din accente se poate schimba aspectul unei camere. Când e vorba de mobiliere în culori deschise, la culoare mobilierul alb, poate că sunt clienți care preferă un alb, dar cu anumite tente de gri, cum avem aici. Mie se pare și un pic mai ușor de întreținut. Nu se vede orice impuritate pe el, orice fir de praf. Exact, nu este la fel de greu de întreținut ca și culoarea albă, dar este mai apreciat și acesta pentru că dă o notă așa de vintage. Albul simplu ar putea să fie, cum, după cum ați văzut și anterior, poate să fie lucios, care deja taie din nota aceea de vintage și dă mai spre altceva, mai spre modern, așa mai departe. Și anul ăsta s-a căutat foarte mult și stilul vintage. Și influențele scandinave, mi se pare că albul cu tente de gri merge foarte mult pe designul scandinav. Da, exact. Are și tendințe nordice, scandinave, dar în principiu oamenii nu vin cu ideile astea de scandinav și așa mai departe. Efectiv, oriceva rustic, așa să arate mai vechi, că tendințele așa au evoluat în partea asta în ultima vreme și... Chiar vreau să vă întreb, în momentul în care vă calcă pragul showroom-ului un client care își dorește un set pentru living, oamenii vin cu idei foarte clare la dumneavoastră, adică vreau un mobilier în stil minimalist, vreau cu multă sticlă, vreau linii drepte sau dimpotrivă nuanțe de mahon, linii curbe... Oamenii știu ce doresc sau ajung în showroom și preferințele inițiale se pot schimba pe traseu foarte mult în funcție de ce văd aici. Nu numai în funcție de ce văd, ci și de asistentul de vânzări. Da. Exact, asta contează foarte mult. Sunt oameni și oameni, ca în orice alt domeniu, sunt mai multe categorii de clienți. Sunt clienți care vin cu idei fixe și au văzut pe site, de exemplu, produsul sau în altă parte și îl vor strict. Adică vin frumos la punctul info, ok, doresc asta. Poate mai doresc să-l vadă strict în persoană dacă l-au văzut pe site doar. Ok, dar sunt și persoane care vin și au nevoie de consiliere și trebuie să le ofer foarte multe detalii, ceea ce este și normal pentru că, ok, plătești o sumă și vrei ceva, să ai ceva ok acasă. Mobilierul, într-adevăr, nu este neapărat ieftin. În general, îl cumperi pentru o viață sau măcar pentru o jumătate de viață și trebuie să fii mulțumit de el, să fii cu inima împăcată când ajungi acasă. În ce măsură modul în care amenajați un showroom trage greu la cântar în decizia clienților? Adică sunt tentați oamenii să cumpere mai degrabă exact ce expuneți în showroom sau au alte idei, doresc să vadă ce aveți pe stoc? Mai de mult aș putea zice că doreau să cumpere exact ce se vede. Adică, ok, văd asta exact cu decorul pe care l-are, asta vreau acasă. Dar acum, datorită faptului că avem acces la mult mai multe informații și mult mai multe site-uri de decoruri și mai multe idei, lumea vine, cumpără ceva, exact cum v-am zis, foarte simplu și începe să adauge elemente ca să-i dea o notă, de nota lor de personalitate, cum ar veni. Observăm aici în stânga noastră niște fotolii cu o tapiserie, o țesătură mai specială. Până acum câțiva ani era de neconceput să alegem o țesătură atât de încărcată, niște pattern-uri atât de colorate. Motive orientale, motive geometrice, abstracte, dar foarte multe culori, foarte multe motive. Ce s-a schimbat în ultima perioadă? Exact, până acum ceva timp, cine ar fi văzut fotolile astea ar fi zis, ok, nu, e prea mult, nu vreau așa ceva, nu știu cu ce să-l asortez, nu. Dar acum, după părerea mea, se cumpără mai mult lucrurile astea exact pentru ce, deci o să ne axăm foarte mult pe chestia cu minimalismul și cu simplitatea. Exact pentru chestia asta. Ok, am luat ceva simplu, adăugăm iar ceva încărcat. O pată de culoare trebuie, totuși, pentru a nu fi prea monoton. Observă și scaune pentru masa de living, la fel cu o tapiserie foarte colorată, foarte veselă. Fac parte din ceea ce spuneați dumneavoastră, că există colecții care pot fi personalizate? Exact. Aceste scaune și încă un model fac parte din colecțiile care pot fi personalizate, se pot schimba picioarele, pot să fie în diferite nuanțe, pot să fie pe un natur, venghe sau alb. Și poate să fie schimbată și tapiseria în culori mai vibrante, un galben, un mov, un albastru sau așa mai departe. Dar după cum vedeți, aici avem un set de
masă și scaune și după cum observați, exact cum v-am zis, masa este albă și accentul este adăugat de scaune. Da, și practic toate corpurile de mobilier din acest set sunt albe, simple, minimaliste, poate singurul accent îl găsim la mânerele sertarelor și rafturilor, în rest nu există nimic care să rupă monotonia, între ghilimele, acestui alb. Exact. Exact, doar scaunele care au o culoare atât de vibrantă. Știu că unul din trendurile anului 2018 este verdele, nuanțele marine, albastrul, motivele vegetale. Regăsim și la dumneavoastră în showroom foarte multe tapiserii pe culorile acestea. Da, exact. Ne-am axat mult în ultimul timp pe verdeață, pe flori, după cum bine observați în foarte multe piese de mobilier, în foarte multe, living-uri sau camere de zi, sunt introduse aceste accente de floral, de verdeață, de culori mai deschise. Iar la nivel de tapet, la nivel de lingerie, de pat, cum vedem aici în fața noastră, la nivel de tapiserie ale scaunelor, motivele florale și vegetale câștigă teren foarte mult. Exact, da. Exact ce ziceam și înainte, oferă așa un aer mult mai aerisit, mult mai fresh și nu se mai pune accent cum se punea mai de mult pe, zic eu, culori care să fie mai grele, pe movuri închise sau, nu știu, maron închis. Se pun foarte mult accentul pe culori deschise și pe cât de multă luminozitate. Chiar avem aici, în dreapta noastră, un living deschis la culoare, un living spațios și luminos. Apropo de mesele de living, în ce măsură living dining, în ce măsură își mai găsesc ele locul potrivit în apartamentele clujenilor, care sunt, în general, de dimensiuni mai reduse? Mai sunt la modă mesele de sufragerie, mesele acelea de duminică cu toată familia adunată în jur, se mai cumpără mese de dimensiuni mari? Exact asta voiam să zic. După cum bine știm, acum câțiva ani în urmă, când eram toți copiii părinților și așa stăteam toți împreună, se lua masa duminică de obicei în familie, cu toată lumea la masă și așa mai departe. Între timp, după părerea mea, din ce văd eu așa în jurul meu ce se întâmplă, s-a cam pierdut din tradiția asta, dar cu bucurie în suflet văd că persoanele cumpără din ce în ce mai mult mese extensibile, cu cât mai multe scaune, cu cât mai multe locuri, exact pentru acest fapt, pentru că începe să se reintroducă chestia asta de duminică în familie, poate, nu știu și eu. Există o anumită nostalgie după copilărie, după mesele în familie, cu două, trei generații adunate în jurul mesei, probabil, și dorim să recreăm în casele noastre ceea ce am cunoscut în copilărie. Exact, mi se pare că este momentul în care persoanele își dau seama că timpul trebuie valorificat foarte mult, mai ales timpul petrecut cu cei dragi. Dacă ajungem la dormitoare, spuneți-ne în ce măsură dormitoarele se cumpără la set în ultima perioadă, achiziționând și acel dulap tip dressing, sau clujenii în general se orientează înspre a-și construi propriul dressing, a construi o încăpere specială pentru haine, pentru pantofi? Majoritatea dintre ei cumpără exact la set, deci un pat cu noptiere și cu dulap și eventual o comodă sau o ramă de oglindă, o oglindă exact în același stil, pentru că mai ales la acest model este foarte greu să adaptezi ceva. E un stil mai office, așa, în special, este vândut în special persoanelor care au o anumită legătură cu chestiunea asta, cu partea office, cu birouri. Își doresc un mobilier mai sobru, un mobilier cu o anumită linie și le e foarte greu să adapteze după aceea casa la doar jumătate dintr-un set de dormitor. Exact, după cum vedeți și detaliile și decorațiunile, sunt mai și ele mai sobre, duc așa mai către serios, mai nu sunt chiar ca și în celelalte living-uri sau camere de zi. După cum observați, și aceasta este una dintre puținele camere pe care le avem în nuanțele astea. Da, nuanțele închise la culoare sunt puțin regăsite în showroom. Da, exact, datorită faptului pe care vi l-am amintit exact la început,
pentru că persoanele care ne calcă pragul doresc cel mai mult culori deschise, camere aerisite. Preferințele acestea pentru culori deschise, luminoase, alb, crem, gri deschis, nu țin cont de vârstă? Adică sunt preferințele tuturor categoriilor de clienți, indiferent că sunt la vârsta a doua sau a treia? Nu chiar ale tuturor, dar în mare parte nu prea fac diferențe de genul ăsta, adică persoanele mai tinere să ia culori mai deschise și persoanele de a doua vârstă să ia culori mai sobre, mai serioase, mai închise. Sunt oameni și oameni. Discutând despre dormitoare, pe ce criterii se achiziționează dulapurile de dormitor în momentul în care decid să clienții să cumpere, nu știu, un dulap cu uși care se deschid pe sistem clasic sau uși glisante, uși rabatabile? Care este cel mai important criteriu în ceea ce privește compartimentarea dulapurilor? Persoanele sunt interesate să aibă totul, adică să aibă și o parte pentru umerașe. Exact, să vedem. Da, deci este bara de umerașe pentru a depozita costumele, rochile, hainele de umeraș, cum se spune. Mai lungă, după cum bine observați, ca să nu-i restricționeze să-și pună doar cămăși sau chestiuni scurte. Și sus avem și o parte unde putem așeza haine împachetate sau eventual cutii de depozitare. Există varianta în care puteți să accesorizați dulapurile din dressing și cu alte accesorii? Dacă doresc ceva în mod special, nu știu, niște bare mai speciale, o feronărie de un anumit tip? În general, produsele de la noi din magazin sunt standard și nu se pot face pe comandă, dar, după cum bine observați și aici, pot să adauge polițe, da, eventual pe propria răspundere și după propriul gust. Avem lângă noi un alt tip de sufragerie, de masă de living, una care cu siguranță nu trece neobservată, din lemn masiv, tapizată cu auriu, o culoare în sine somptuoasă și pretențioasă. Câți dintre clienții dumneavoastră cumpără genul acesta de mobilier? A vrea să rectific. Prima dată are doar niște inserții de lemn masiv, pentru că... Ce doar inserții? Aspectul pare într-adevăr de lemn masiv sculptat. Pentru că lemnul masiv se găsește mult mai greu în ultima perioadă, pentru că este foarte greu de prelucrat și costurile ar fi enorme. Așadar, o sufragerie identică din lemn masiv sculptat ar fi mult mai costisitoare decât ceea ce vedem aici, nu? Exact. Și presupune și mai mult timp pentru prelucrarea ei și este puțin mai... Într-adevăr, are o viață mai îndelungată, ceea ce este și normal, dar este puțin, poate aș putea zice, mai pretențioasă. Iar în ceea ce privește preferințele celor care doresc să cumpere o asemenea masă de living, ai nevoie de un spațiu generos, nu cred că se pretează într-o cameră de apartament. Exact, ai nevoie de un spațiu mai generos care să fie strict clasic. Deci, din ce văd eu, așa în mare parte, nu pot să-l combin cu alt stil. Nu cred că ai putea să-l combini neapărat cu un stil modern. Și, în special, datorită acestor imprimeuri și sculpturilor, nu necesită foarte, foarte multe decorațiuni. Adică e suficient el. Da, este piesa de rezistență, este ceea ce atrage ochiul în momentul în care intri într-o încăperă. Ajungem iar la culorile natur, culorile pământului, dar le întâlnim în combinații cu verde puternic, verde crud, verde fistic. Până la urmă există finisaje simple, finisaje minimaliste, alături de tapiserii foarte încărcate pe ternuri bogate. Exact. După cum v-ați zis și dincolo, exact aceleași nuanțe, maroniuri îmbinate cu verde, astea chiar dau o notă de fresh, de exact cum ați zis și dumneavoastră, de așa crud, aș putea zice, de vegetal. Avem aici și o pernă cu motive vegetale, despre care vorbeam mai devreme. Este într-adevăr trendul anului, dar vedem în același timp și un fotoliu tip Chesterfield, îmbrăcat în catifea, în pluș, care cadrează foarte bine cu dormitorul
care este din același stil cum asta de living pe care tocmai am văzut-o. Exact, și are și un nume pe măsură, și anume Regina. Regina, da, se potrivește. Exact. Acest dormitor este în mare parte pentru un segment destul de îngust de cumpărători, deoarece sunt foarte puține persoane care optează pentru așa ceva. Pentru că ai nevoie de un anumit, după părerea mea, chiar ai nevoie de un anumit statut ca să poți să ai așa ceva în casă și să poți să te simți bine în acest cadru. Și, așa cum spuneați, în momentul în care decizi să achiziționezi patul acesta cu căpătâi capitonat, cu sculpturi de un anumit tip, nu prea poți să faci combinații sau să faci rabat de la a nu cumpăra poate dulapul asortat sau noptierele potrivite, pentru că nu există variantă cu care poți să le asortezi, o variantă mai convenabilă financiar. Așadar, te gândești foarte bine dacă asta este ceea ce îți dorești, dacă este ceea ce îți poți permite. Exact, o asociere cu alt tip de mobilier ar fi foarte riscantă. Ne orientăm spre sectorul canapelelor, colțarelor și am aflat că este, colțarul este piesa de rezistență a showroom-ului, este ceea ce doresc majoritatea clienților dumneavoastră. De ce colțar și nu o simplă canapea, poate ne puteți lămuri dumneavoastră? Exact. În general, colțarele au dimensiuni mai mari. Este foarte greu să găsești un colțar cu dimensiuni reduse care să... Ok, sunt și cu dimensiuni mai reduse care să se potrivească într-un apartament, dar nu au aceeași ținută ca și cele masive și așa mai mari pentru spații generoase. Chiar dacă există un apartament de bloc în care, nu știu, colțarul ocupă jumătate din cameră, totuși se optează pentru varianta aceasta, mergând în schimb pentru ce tip de mobilier în rest? Poate o piesă mică, una minimalistă, deja devine totul mult prea încărcat altfel. Exact. Deci persoana ori optează pentru o simplă canapea ca să poată să-și decoreze restul camerei de zi cu alte detalii mai încărcate sau așa mai departe, ori optează pentru un colțar mai mare și renunță la alte piese de mobilier, adică nu total, dar parțial, da. O să mergem în direcția aceasta și pentru că observăm foarte, foarte multă colțară și canapelă pe aceleași nuanțe, cele pe care ni le-ați tot repetat în materie de mobilier din lemn, mobilier de mici dimensiuni, dar chiar și la tapițeriile canapelelor regăsim foarte mult gri, cafeniu, maro, bej. E mai ușor de asortat, e mai ușor de întreținut sau de ce alegem așa ceva? De ce alegem aceleași culori și pentru canapele? Se pot alege și alte nuanțe. Se pot alege diferite tapiserii, pot să fie de piele ecologică, de piele naturală sau de stofă. Putem alege alte nuanțe, cele din showroom sunt doar cu titlul de prezentare și pentru că showroom-ul este mare, dar nu suficient de mare ca să le expunem pe toate, alegem să expunem o nuanță neutră care atrage mai mult clientul. După care îi spunem că se poate personaliza, evident o să dureze mai mult, dat fiind faptul că este făcut special pe comandă. Deci se construiesc special pe comanda clientului. Dacă dorești o canapea cum avem aici în spatele nostru, în această culoare alb-crem, dar o dorești pe cafeniu sau pe blămaren, se poate, dar există și costuri suplimentare în afară de factorul timp. Exact, există și costuri suplimentare. De exemplu, dacă vedem pe showroom o canapea de stofă, este... evident că o să coste mai mult atunci când o vrem din piele naturală. Da. Cât de greu de întreținut sau de ușor este o tapiserie din piele naturală sau ecologică deschisă la culoare? Avem aici un set foarte frumos, extrem de aspectos, dar nu vreau să mă gândesc ce ar face o mină de pix pe culoarea aceasta albă. Exact. Aceste tapiserii de piele sau de piele ecologică sunt în special așa mai ferite, mai evitate de către clienți, deoarece le este frică de faptul că se murdăre foarte repede, exact cum a zis și dumneavoastră, și zgârieturile, orice zgârietură se vede imediat, mai ales dacă culoarea este deschisă. Așadar, nu cred că le recomandați familiilor cu copii mici sau animale de companie. În principiu, nu. Este un risc asumat de cumpărător. Bun, am discutat despre canapele minimaliste, canapele în tonuri sobre. În schimb, avem aici
ceva ce sparge ritmul de până acum. Este o canapea cu, nu știu, cu o tapiserie mai degrabă în stil englezesc. Cine alege genul ăsta de tapiserie, de canapea? În principiu persoanele mai tinere. Pentru că este o canapea foarte, cum aș zice eu, nu știu, așa, dă o notă de tinerețe, de floralitate, așa, de deschis, de tânăr, de... Mai degrabă, da, spuneți persoana tineră. Deci, cu siguranță, nu, nu știu, n-ar veni bunica mea să o achiziționez, deși eu văd foarte bine, stând și croșetând aici pe canapeaua aceasta. Da, acum nu pot să zic chiar exact. În general, persoanele tinere o achiziționează, dar depinde de personalitatea fiecăruia. Poate să vină și bunica dumneavoastră să o achiziționeze. Care sunt cele mai căutate canapele în showroom-ul dumneavoastră? Ce cumpără cel mai mult clienții și de ce? În principiu, cumpără canapele de dimensiuni medii, undeva la 2,5 m pe 1,40 m, să fie extensibile, în principiu, prea puțin, undeva la 10% ar prefera cele neextensibile. În principiu, cele extensibile și să aibă ladă de depozitare. Multe persoane se adaptează trendului relativ nou, și anume de a avea recliner, după cum are și acest colțar. Arătați-ne puțin ce înseamnă recliner și de ce e așa de dorit. Avem aici un buton pe partea laterală. Un buton foarte discret. Cu siguranță nu-l remarci dacă nu știi de el sau dacă este mascat poate de un ghiveci cu o plantă decorativă. Exact. Și acum o să vă exemplific după cum se extinde. Se transformă până la urmă canapeaua într-un șezlong. Exact. Exact. Este un loc foarte confortabil. Și e o canapea care dă așa o notă de relax, după cum bine observați, datorită și modului în care este realizată, așa nume mai pufoasă, așa mai densă. Iar dintr-un simplu colțar, în care poate doar unul dintre membrii familiei poate să-și întindă picioarele, se transformă într-o canapea mult mai interesantă, în formă de U, care predispune la lăneveală, la confort, la savura timpul liber, nu? Exact. Mă rog, ar putea să facă cu schimbul și unul să stea pe partea cealaltă, unul aici și mai schimbă după 20 de minute, eventual, ca să se întindă amândouă persoanele. Aveți și alte tipuri de canapele, observ și pe alte nuanțe, culori vii, culori solare, galben, proaspăt, culoarea muștarului. Exact. Sunt foarte apreciate în ultima vreme, din ce am observat eu, pentru că reprezintă așa o pată de culoare foarte interesantă, adică e o piesă pe care o așez în mijlocul casei, dar știi că nu-ți mai trebuie foarte multe lucruri pe lângă ea. Observ aici o ladă de depozitare, dacă exact. Nu mă înșel. Poate ne arătați cât e de încăpătoare. Se pot ascunde niște perne decorative sau un pled, o pătură cu care să te învelești seara. Sau eventual niște bani ar putea fi ascunși. Lada de zestre a bunicii s-a transformat în lada de depozitare a colțarului modern, până la urmă. Iar în ceea ce privește canapele de genul acesta, care sunt foarte masive, foarte mari, există și acestea... Au niște spații secrete, spații de depozitare, sunt extensibile? Nu, aceasta nu este extensibilă și nici nu are spații de depozitare, deci este oarecum strict pentru confort. Confort, da, confortul fiind dat de părțile acestea mari pe care le vedeți. Foarte late. Exact, pe care se poate întinde foarte ușor cineva. Ideea este că ele sunt foarte simplu de asamblat atunci când le primești acasă, sunt formate doar din două colete. Și au două cleme și efectiv le prinzi. Adică nu presupun niciun... Nu ai nevoie de un meșter care să-ți asambleze până la urmă corpul de mobilier, nu? Am avut alături de noi pe Alexandra Ploscar, reprezentanta showroom-ului de mobilier, și am aflat care sunt tendințele anului în materie de canapele și piese de mobilier. We'll be right back.
Thank you.